liderul UNPR, cu mandat, bineînțeles, de la președinte, la nația română. Și putea să facă altceva? Mă întreb. Dacă a avut mandat de la Iohannis, nu, să se opună. Păi... asta. Păi, hai să discutăm acum. Și de europarlamentarul de ce n-a simțit? Asta mă interesează. Și e o întrebare, deci, pe care le adresez și doamne, vă spun, putem acum să îi rog pe colegi să intre pe site-ul Parlamentului European, să citeze Agenția Națională de Presă, Ager Press, Mediafax, ce doriți, și serviciul de presă al UNPR-ului, dacă e o sursă mai credibilă decât agențiile naționale de știri, au votat cu toții pentru cote obligatorii. Și asta mi se pare greu de explicat. Sigur că aceeași întrebare trebuie adresată și europarlamentarului PMP. Partid păstorit de fostul președinte Traian Băsescu, care se opune categoriei imigranților. Băsescu a spus așa, că probabil că europarlamentarii noștri nu urmăresc declarațiile exact politice. Exact, din țară. Da. Asta a fost declarația lui Băsescu, da? A expediat-o foarte simplu. Domnul Gheorghe, cât câștigă un europarlamentar orientativ? Din câte cunosc eu, undeva între 6 și 7 mii de euro. Și credeți că